Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la Proiecte Diverse DIY. Facem un filmuleț astăzi despre o lanternă LED Lancer și anume R14.2. Este o variantă veche, o folosesc de vreo 5 ani de zile și bineînțeles m-a lăsat bateria. Nu se mai face tipul ăsta de baterie, dar am făcut și filmulețul, n-am găsit nicăieri un filmez pe tema asta, H14R2. De avem și un cod acolo pentru cei care sunt curioși. Cei care sunt curioși, google.ro.com.co.uk.china.ce ce vreți voi. Am pus la asta la Pan Control, v-am spus că mi l-au trimis băieții de la Pan Control. Nu știu cât costă. Am spus în filmuleț, nu știu cât costă produsele de la Pan Control, cu excepția celor câteva de la Horbach. 15 comentarii, cât costă? Cât costă? Deci, trăiesc cu impresia că cine poate să intre pe YouTube, nu-i merge google.ro. Cred, nu știu. Dar poate este eu mai handicapat mental. În fine. Am găsit bateria asta de 4400 mAh, 3,7 V. E a ei originală, dar pentru modelul nou, valența mea are 5 ani și are o mică mare diferență. Avem aici un plus, să zicem minusul, dar e controlul termic, o să vă explic imediat ce și cum face, cât am înțeles și eu, și are minus, alt minus aici jos. Asta originală le are pe toate trei sus. Deci vin aici. Uite desenul plus, minus, minus și vin aici. Rezolvarea e simplă, da? Ca să nu stați să schimbați produsul, să bla bla bla. Oricum, poate fi folosită cu 16 milioane de feluri de baterii, numai că doar aia originală ține. Astălalte sunt așa, eu știu, poate ați rămas fără, merg AAA, merg tot felul de baterii, ați rămas fără, dar nu ține mult. Vă spun eu că am testat chestia asta. Deci are mai multe variante de alimentare. Uite, 4 baterii, nu știu de care sta astea jos aici, dacă se-și deschide azi. Da, deci se poate alimenta mai multe feluri. Singura care ține e asta. E, acum avem problema asta maximă cu bateria și v-am zis, nu am găsit nicăieri pe net ce trebuie să faci cu ea, dar dacă te duce un pic căpuțul, ea normal în interior are două baterii 18650 care sunt, uite, avem și aici modelul, care sunt în paralel, că da, avem 3,7 V, ele încărcate la maxim au 4,1-4,2. Sunt în paralel ca să ne mărească curentul, deci o perioadă mai mare de funcționare. Normal, dacă ar fi în paralel din punct de vedere electric, am avea aici plusul, aici plusul, minusul jos și legate din una în alta, plus minus. Ei le-au legat cu minusul separat, de-aia și arată termicul ăsta aici, deși ăsta e cum ar veni minusul lui una, minusul lui cealaltă, pentru control termic și control încărcare, litiu-ion fiind mai păcătoase la încărcare, dar problema se rezolvă simplu. Băgăm acum bateria și lanternuța nu face nimic, că nu are cum să facă, ea nu vede și celălalt minus. Problema este foarte simplă. Hai să las camera mai jos. Meșterul Dexter, Android Auto Instalare APK. Nu-l săriți pe meșterul Dexter, îmi place foarte mult canalul. Tocmai mi-a venit notificare. Așa. După cum vedeți, aici avem 3 fire.
După cum vedeți că nu vedeți. Deci sunt trei alimentări. E, ăsta, ultimul minus, trebuie adus aici. Da? Asta este independentă. Jos e un fel de ștrap, nu are legătură cu restul electric, cu restul carcasei de baterii. Și putem să legăm un fir de aici, dus până aici și bateria va, lantena va funcționa corect. O să vă și arăt înainte de a mă juca cu ea. Deci de la ăsta de aici până la ăsta, care e comun cu celălalt, unde vine minusul, și acolo ar trebui să funcționeze. O să-i facem un ștrap, că doar suntem la Romanica și știu că producătorii de la LED Lancer au gândit-o bine, lasă fraierea să cumpere altă lanternă, de ce să dea 190 de lei pe o baterie originală, când poate să ia altă lanternă la 600 de lei. Numai că noi fiind români, născuți, crescuți în DIY, ne pricepem la mai multe. S-au făcut 6 minute. Așa, îl dăm afară pe ăsta. De aici. Dacă ar și ieși, ar fi super. Acum, dacă vă plictisiți, dați înainte. Deci așa arată piesa de rezistență. Și asta de aici, care e conectată la celălalt minus. De-abia aștept comentariile la filmulețul ăsta. Să vezi înjurături. Da, stau să iasă mai greu. Sigur că cum vrei să faci ceva, trebuie să strice altcineva filmarea. Hai că l-am rezolvat de tot. Bine că nu l-am rupt, că dacă l-o rupeam... Da, nu-i bai. Că-l rezolvăm imediat. Să trească să îi punem un fir și în partea elaltă. Ceva de tăiat pe aici. Ceva de tăiat și de dezizolat. Pentru cei curioși, operațiunea nu se numește cositorire. Sau cel puțin avem decât fludor, nu cositor de cazane. Mare diferență. Că știu că sunt cei care zic, păi da, în electronică se folosește, la. Nu de cazane. Da? Când folosești chestii pentru cazane, nu le folosești la electrică sau electronic.
Acum să sperăm că ajunge și conductorul ăsta la loc. Să stea în poziția originală. Deci abia l-am reușit să-l scot. Da, am și dat un pic pauză. A fost mai complicat, dar trebuie să meargă. Și a intrat pe lăcașul ăsta aici, dacă ar intra și până la capăt ar fi super. Nu vrea mușchiulețul lui. Hai, încă un pic, hai că poți. Gigalit. Extraordinar. Nu vrea să intre până în capăt, până în capăt. Extraordinar. După lupte seculare care au durat vreo 20 de minute, am reușit într-un final să bag pinul ăsta la loc. Hai să vedem și pe celălalt, poate merge și el mai elegant. Complicație maximă aici. Asta teoretic ar trebui să intre mai simplu decât celălalt. Acum să vedem cum stă practica și cu teoria, că știți cum e, nu se îmbină niciodată. Da, asta a intrat mai ușor. Da. Deci cam asta e modificarea. Da, e 27 decembrie, ora 21, unul care a lucrat cu Dabija tot îmi dă mesaje, vrea să-și facă instalația electrică în seara asta, dacă lumea asta e sănătoasă la cap. Am avut telefoanele 3 zile pe silent. Da, în fine. Perfect, perfectissimo. Să vedem.
Here comes the light. Da. Cam asta cu LED Lancer-ul. Hai să vedem dacă se și încarcă acum sau sare în aer. Asta e proba cea mai importantă. Și ce să vezi, că se și încarcă. Sfat maxim, indiferent că e laptop, lanternă, telefon, bla bla bla, nu lăsați baterii la încărcat, că sunt d-alea pe acid, că sunt litiu polimer, litiu ion, nu lăsați baterii la încărcat și plecați de acasă. Mega sfat. Ați plecat de acasă, scoateți tot ce înseamnă încărcare, baterii, chestii, trestii. Hai că ne-am făcut de 16 minute. V-am pupat, ne vedem la filmulețul următor.